Vă salut, dragii mei! Sunteți la canalul Frumuseții Vârste Elegante. Vreau să mulțumesc doamnelor care m-au apreciat și le-a plăcut filmulețul cu extinderea și cu sfoara. Și vreau să le mulțumesc foarte, foarte mult pentru faptul că cu adevărat le-a plăcut. Chiar și prietenilor mei care ne vedem de zi cu zi, care mi-au zis că, uite, ești reală și credem că așa se poate. Nu este ceva virtual care cineva pur și simplu ne-a uitat pe YouTube și ne arată că poate ceva. I-am motivat și pe ei să-și deschidă un content, un canal pentru a se împarte cu voi, pentru a împărtăși tot ce fac, că este ceva frumos. Căci canalul nostru este un canal pentru persoane după 35 de ani care ne susținem, ne suntem solidari, ne motivăm pentru a înainta în vârstă frumos. Astăzi m-am pregătit să merg la dansurile orientale, m-am deghizat, mi-am aninat și podoabele acestea, ca de obicei nu prea doar când merg la mare, mai îmbrac cercei așa lungi, căci activitatea mea este un pic de un gen care îmi încurcă toate acestea. De aceea când merg la dansurile orientale, atunci încerc să mă deghizez, să mă simt bine. Dar doamnele m-au rugat să le arăt, câteva doamne m-au rugat să le arăt ce exerciții se poate de făcut cu căderea obrajelor, cu, să zicem așa, le mai spun în rusă buldoșche, brâle, când cad obrajii sub acțiunea gravitațională, sub acțiunea insuficienței hormonale, cu vârsta, dar cad obrajii de ce? Fiindcă grăsimea din zona obrajilor scade, mușchii se slăbesc, osteoporoza craniului apare și de aceea obrajii se lasă în jos și vreau ca înainte de a ieși la antrenament să vă arăt doar, să zicem, trei exerciții sau câteva trucuri, să vă spun ce ați putea să faceți voi acasă pentru a vă menține zona aceasta într-o stare bună. Dar înainte voi atașa în descriere pentru a vedea ce exerciții se mai fac în afară de cele care vi le voi arăta. În afară de acestea, mai sunt niște filmulețe care le-am publicat deja și de acolo puteți să luați ceva sugestii. Dar astăzi, cel mai, să zicem, pentru zona obrăjorilor, pentru zona fălcilor, să ne le ținem așa rotunjoare. Primul exercițiu care este, dacă ați observat copiii cum se privesc cerul, cum zâmbesc, de ce și noi nu să aplicăm acest exercițiu frumos, zâmbitor, iubitor, pentru a ne ține obraje într-o stare bună? Deci ne uităm, ne ridicăm în sus, ne uităm la cer și zâmbim. Zâmbim timp de 30 de secunde. Acest exercițiu este nu numai că pentru a ne menține obrajii frumoși, dar și pentru o iluminare, pentru a atinge și a înțelege că înălțimea este ceva frumos. Înălțimea care ne inspiră cu zâmbet și cu bucurie. Iată acest zâmbet și când ne uităm în sus, ne întăresc mușchii, ne extind ligamentele, ne fac obrăjorii mai rotunzi, fiindcă aici sunt mușchișori care nu lucrează aproape deloc. Și atunci când noi ne uităm în cer și zâmbim, vedeți? Se întăresc. Dacă apăsați, iată mușchișorii aceștia, se umflă. Foarte, foarte plăcuți dacă ți-i atingeți. Și un alt exercițiu la fel, pur și simplu zâmbiți. Zâmbiți și ne uităm și în față, ne zâmbim tuturor, ne zâmbim nouă, ne zâmbim zile de astăzi. Nu numai că în sus, dar și ne uităm înainte și zâmbim. Vor lucra alți mușchi. Dacă simțiți, iată, mușchi laterali, mușchi profunzi a obrazului. De dorit ca aceste exerciții să le repetați de 3 ori, câte 30 de secunde. În pauză,
aplicați și efectuați exercițiul care vi l-am mai recomandat de relaxare. Pentru că pentru persoanele care nu exersează, care nu practică, le va fi greu și vor simți un tonus, niște crampe, niște, să zicem, un disconfort în zona aceasta. Dar atunci când mușchii se contractă și pentru a relaxa, facem acest exercițiu de relaxare. În general, exercițiile pentru față, eu le recomand la început să le aplicați peste o zi, timp de 2 săptămâni, apoi de 3 ore în săptămână, apoi de 2 ore în săptămână și când mușchii sunt antrenați, atunci rămâne o dată în săptămână sau când voi socotiți de cuviință și rezultatul îl vedeți în timp. Un alt exercițiu este pentru cei care molfăie guma, este mai ușor, dar pentru cei care nu, este un rugumat al gumei, dar ne uităm în partea laterală. Întoarcem capul, întoarcem și rugumăm, rugumăm. Eu am făcut 10 rotații și în partea dreaptă. Sunt niște exerciții foarte ușoare, foarte utile. Vreau să vă menționez și faptul că când efectuați exercițiile, să fiți relaxați, să fiți plin de dragoste, de iubire, să vă placă ceea ce faceți, să lucrezi doar mușchișori în zona feței. În rest, brațele, umerii, picioarele, spatele stau drept, dar relaxate. Și desigur că masajul facial, care la fel vă las linkurile, să vedeți toate masajele faciale care le efectuăm. Le-am efectuat împreună cu voi și masajul cu ventuze, și masajul lifting, și masajul de tăiere. O diversitate de masaje care le găsiți în linkurile atașate în descriere. Dacă voi vedeți efectul acestor exerciții, toate sfaturile care vi le dau eu, scrieți în comentarii. Le mulțumesc foarte mult doamnelor din grupa de pe Viber, din Messenger, care cu mulțumire și cu certitudine, desigur că aplică în practică sfaturile acestea utile. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez și vă aștept și la alte filmulețe. Cu drag de voi, Veronica Sandu, la revedere! Bucurați-vă de clipele frumoase, bucurați-vă de zilele însorite, găsiți iubirea și pacea în interiorul vostru. Pacea Domnului să fie cu voi. La revedere!